luptă în trei care ar putea să devină doar o luptă în două dacă oaspeții din această seară nu reușesc un rezultat pozitiv. Vedem primul 11 al CFR-ului, sunt câteva absențe notabile. Cristi Bălgrădan este în poartă, Manea, Vinicius Burcă și Camora, oamenii din defensivă. Joacă William Șoare și sigur Ionson la mijloc, în atac Mihai Gâdea, Mario Rondon și Ciprian Deac. Spuneam câteva absențe notabile, în primul rând lipsește Arlauskis și Omrani, accidentați Bordeanu, Pereira și Ciobotariu sunt pozitivi cu COVID. Mirko Pilliaceri este în poarta oaspeților. Linia defensivă, Ștefan Vlădoiu, Marius Constantin, Stefan Aca și bancul la mijloc, Mateiu și Nistor în fața lui Cicăldău, Mitran și Ivan în atac, Ivan Mamut. Ultima confruntare încheiată cu scorul de 0-0. A fost un rezultat de asemenea avantajos pentru CFR. Așadar, în această seară, probabil că CFR nu va forța mai mult decât e cazul. Nota va lăsa adversara să încerce să impună la mijlocul terenului. Iese această suită de pase și să vedem pătrunderea lui Kipciu. Gâdea din prima! Kipciu peste poartă! Ce ocazie și cât de bine curge această fază! Cred că au fost 7-8 pase consecutive. Gâdea face totul foarte simplu, îi trimite din prima lui Kipciu. Kipciu are meritul că urmărește faza. Preluarea nu este însă de jucător de finalizare. Nistor din nou caută pasa decisivă, îl găsește pe Bancu, stă bine la limita offside-ului. Oh! Este o pasă care s-a transformat în șut. Continuă atacul Craiovei, respinge Camora. Asta parcă chiar mai periculoasă la cum a ieșit. Prins Bălgrădean pe contrapie, centrare bună, Marius Constantin scoate Bălgrădean, gol! Ivan deschide scorul în Gruia în minutul 27. La primul corner din această partidă, fază fixă. Rețeta casei aici în Gruia, acum modalitatea prin care Craiova deschide scorul prin Marius Constantin, câștigă clar acest duel, e protejat acolo și de Mamut, urmărește Ivan această respingere a lui Bălgrădean, se desprinde ușor de marcajul lui Vinicius. Este primul gol marcat de Craiova. De fapt, e primul gol din întâlnirile directe, din ultimele trei întâlniri directe. Centrare pentru Ivan! Respinge Manea! Ce ocazie din nou pentru Craiova! Manea se resimte după ce a încasat din plin acea minge șutată de Ivan. Nu, e după contactul cu Bălgrădean. Au închis ușa repede acolo Manea și Bălgrădean cu riscul acestei ciocniri. Și atunci ar trebui să aibă ceva mai multe probleme și Vinicius și Burcă. Burcă urcă destul de mult acum în ofensivă, de a cu spatele la poartă, Camora, centrarea din prima, urmărește Kipciu, Bancu respinge, Kipciu, cred că a fost tras. Cred că a fost tras, ia să vedem. Acum, da, ne oferă colegii din car faza de mai devreme, e un braț al lui Bancu, pare să-l dea mai degrabă la o parte pe Kipciu, dar îl cam incomodează, e discutabilă faza. Nu cred că e ceva categoric aici, într-un sens sau altul. Sigur, Ionson urcă Manea, poziție bună a lui Manea, Manea pătrunde centrare, șutul lui Gâdea blocat și va fi lovitură de la colț. Vedem deocamdată această fază. Excelentă apărarea lui Vlădoiu. Și apoi
Mingea cade la marginea careului mic. Kipciu cu încă o șansă. Kipciu! Mingea cred că a fost blocată de Deac. Nu s-a terminat atacul. Camora retrimite în careu între doi cu echipieri. Bancu era acolo. Nu e fault, pune piciorul în pământ Constantin, la fel se întâmplă și acum, dar este depășit. Deac șutează, Pilia Celi scoate, Debeliu cade în duelul cu Anca, apare foarte bine poziționat Ovidiu Hațegan. Ivan caută culoarul de șut, trimite foarte bine pentru Mamut, scoate Belgrădan. Ce ocazie pentru Craiova. În zona lui Debeliu, însă puțin cam puternic, iată, Kipciu retrimite în careu, sare Constantin, mingea rămâne la sigur, Ionson! Corner! Mingea, cred că era pe poartă! Era pe poartă! Era pe poartă! Centrarea lui Deac. Burcă retrimite în fața porții, Debeliu și gol! Sigur Ionson restabilește egalitatea. Început de repriză secundă. Excelent prin Ivan Mamut. Tot în urma unui corner, tot în urma unei faze fixe, șutul lui Sigur Ionson. Mingea e atinsă, cred, de trei jucători de la Craiova. Iată, Camara, cred că și Bancu și Piliaceli, aici se va vedea mai bine. Oferta lui Camora, șutul cu exteriorul! Execuție de mare finețe! Reluarea lui Camora, nimic de spus, chiar dacă mingea n-a prins poarta. Execuție de fotbalist! Execuție de fotbalist de clasă! Marius Constantin scos de pe traiectorie, pasa pentru Păun, bără! Ce ocazie, Camora! Pe lângă poartă! Voce! Dintr-o dată, iată, dublă ocazia CFR-ului. Debeliu se desprinde inteligent de Marius Constantin. Păun șutează nepraznic, ia la țintă bara transversală. Ocazie însă clară, inclusiv la ceea ce a urmat șutul lui Camora. Execută Ciprian Deac. Centrare bună pentru Vinicius. Trimite peste poartă dintr-o poziție foarte bună. Vinicius prinde o poziție. Acum mingea care ajunge la Costache. Costache! Șut în pământ însă. Centrare! Oh! Ce reluare! Și ce gol important înscrie Tudorie! 2-1 pentru Craiova, minutul 88. Fixe, două goluri, un plonjon impresionant al lui Tudorie, deznădăjduit la margine. Edi Iordănescu și mai are foarte puțin timp la dispoziție CFR. Revedem plonjonul impresionant al lui Tudorie. Încearcă să reacționeze CFR, trece Manea. Foarte agresiv apoi și acel tackling. Și reacția lui Costache trimite în careu, Debeliu cu pieptul, Hoban! Pe lângă poartă, mingea este și deviată, va fi corner. Ultima șansă pentru lui Belgrădean să urce
în careul craiovenilor. Craiova, prima victorie după patru rezultate de egalitate. O victorie extrem de prețioasă a craiovenilor. Punct final! Universitatea Craiova se impune pe terenul CFR-ului și revine în calculele pentru titlu. Golul decisiv marcat de Tudorie.